În cazul unei victorii, România va face parte din grupa C alături de Noua Zeelandă, Argentina, Tonga și Africa 1, iar în cazul unei înfrângeri la Tbilisi, stejarii vor întâlni Franța, Irlanda, Italia și Canada în grupa D. Lotul selecționatei care va face deplasarea în Georgia este Paulica Ion, Horațiu Pungea, Mihăiță Lazăr, Andrei Orsache, Andrei Rădoi, Eugen Căpățână, Valentin Popurlan, Marius Sârbe, Cristian Munteanu, Mihai Macovei, Viorel Lucaci, Alexandru Oancea, Stelian Burcea și Nistor Vlad. Lotul este completat de Florin Surugiu, Valentin Calafeteanu, Xaba Gal, Cristian Dinis, Florin Vlaicu, Florin Ioniță, Ionuț Dumitru, Mădălin Lemnaru, Cătălin Fercu, Dorin Manole și Robert Dascălu. În momentul de față, Naționala României ocupă prima poziție în clasamentul general cu un avans de un punct față de Georgia.